Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră și proiectul pe care îl promovați în prezent. Mă numesc Despina Ponomarenco, sunt fondator Camino, agenție imobiliară, agentul exclusiv al proiectului Omnis Residence din Corbeanca. Este un proiect de 20 de vile. Lucrările au început din 2011. Dezvoltatorul a investit până astăzi 3 milioane de euro în tot ceea ce înseamnă infrastructură, drumuri asfaltate, canalizare, apă curentă, gaz, electricitate. 20 de familii deja s-au mutat în proiect. În prezent sunt 3 tipuri de vile la vânzare existente în stoc și la cerere mai putem construi ansamblul urmând să aibă la final cam 50 de vile în total. Cum vă așteptați să decurgă cele 3 zile de târg? Așteptăm clienți interesați, noi targetăm familii cu 1-2 copii care vor un alt stil de viață, pun accent pe stil de viață natural, ecologic. Noi avem, practic asta promovăm, aer curat, mai puțină poluare, spațiu, un alt fel de stil decât apartamentele din centrul orașului. Până acum ce feedback ați primit? Deocamdată suntem la început, văd că în general lumea care vine caută foarte mult apartamente, dar cu siguranță sunt clienți și pentru acest tip de produs. Ce puteți să ne spuneți despre piața rezidențială din țară? Cum credeți că va evolua aceasta? Noi ne ocupăm de București. Există cerere, se simt însă și efectele întregii nebunii de acum cu legea dării în plată. Practic, cumva, lumea, clienții așteaptă, au impresia că prețurile vor scădea foarte mult dacă această lege se va vota. Eu cred, personal, cred că dacă legea se va vota, cu siguranță vor exista soluții, băncile trebuie să trăiască din ceva și, practic, creditele sunt o soluție bună pentru ele și vor găsi produse noi. Actuala situație nu folosește nimănui pentru că toată lumea așteaptă, e o stare așa de așteptare, însă clienții trebuie să aibă în vedere că piața nu mai are de unde să pice, nu mai suntem în 2008 când prețurile au fost foarte umflate și ceea ce s-a construit acum s-a construit la alte costuri și nu, dacă așteaptă reduceri considerente de 30-50% ce a fost odată, nu le vor obține. Dacă ați avea posibilitatea să schimbați ceva la legea dării în plată, care ar fi acel lucru? Cred că nu e de competența mea să schimb eu ceva. Cei care se pricep mai bine, avocați, banchieri, ei ar trebui să... Dar bineînțeles, sunt două tabere complet diferite. Băncile au interesul lor, clienții la fel, mai ales cei care au cumpărat în perioada aceea de boom și au credite foarte mari, curate foarte mari, pe care nu și le mai permit. Vom vedea în final cum se va vota și care va fi forma finală a legii. Mulțumim și mult succes pe viitor! Mulțumim și noi, la revedere!